Da? Bună ziua și bine v-am găsit la Prof Online cu exerciții de matematică. Prima. Pentru a clasă. Clasa a doua. Azi din 30, da? Vedeți? A 10-a, 2017. Începem. Gata, repede, hai să începem cu mulțire. Aș vrea să faci următoarea mulțire. 437 înmulțit cu 29. Egal cu 427, 37 înmulțit cu 29. Cum începem așa, desfășurat și până o să vedem de viteză maximă? Da? Am putut să vedem viteză maximă direct. Viteză maximă? Asta și ca să facem comparație, să înțeleagă prietenii noștri. Deci vine 437 ori 20. 20 plus 9. Și ar face? 4370. Dacă ar fi o 10. Dacă ar fi o singură 10. Așa să rupe și pe 20. 10 și 10. 3, 7, 0, 0. Nu? Dacă ar fi 100. Deci hai să zicem așa. 4, 3, 7 ori 10 și plus 10, pe 20 să rupem în 20. Da. 10 și 10, da? Și plus 9. Și ar face atunci egal mai departe cu zi-tu acum, ori prima 10. 4370 plus încă o dată 4370 și plus acum 437 ori? Da, îl prescurtăm. Ori 9, da? 437 ori 9. Trebuie să o duceasă, da? Și egal mai departe cum? Egal cu... Hai să vedem. Cât face 4370 și 4370? Sigur că le-ați face adunare sort două. Ia să văd cât face, te rog să vorbești tu. 4370. Da. 0. Da. 4. Da. 7. Da. 8. 8. 8740. 8740. E de parcă ar fi mulțit pe 2 cu 437. Dă 7, 14. Dă 3, 6 și 1, 7. Dă 4, 8 și punem 0. Da. Așa e viteză maximă. Da, așa e aproape viteză maximă. Sigur, nu desfășura și adunăm alea două. Da. Așa, plus ăsta. Ei, acum să facem mulțirea asta. 437 ori 9. Nu fac așa de greu, că e greu. Cum propui să facem asta? 437. Să dăm deoparte. 437 ori 3 plus 3 plus 3. Bun. Deci vrei 3 plus 3 plus 3. Plus 3. Și am face? Cât am face? Hai să facem unele sub altele, repetit. Nu. Hai să mulțim cu 3, că 3 cu 3... 3 ori 7... Ai vrea să luăm deoparte să mulțim cu 3? Da. Primul 3? Da. Hai să vedem. Deci tu propui așa, 437 ori 3 și ar face cât la mulțirea asta? 3 ori 7... 3 ori 7, 21. 1 și 2 reținem. 3 ori 3, 9 și cu 2, 1. 11. 5. Așa. 5 la 100. E să vedem. 3 ori 7 este 21, 3 ori 3, 9 și cu 2, 11, 3 ori 4, 12 și 1? 13. Da? 1311. Deci ar face 1311. Plus 1311 plus 1311. Crește egal de desubt. Așa, de desubt să vedem cât face. 3. Și ar face la unități 3. 3. 9. 3.933. Ar face 3.000, deci plus 3.933. Și hai să vedem cât e rezultatul. 3 la unități. 7. 7 la 10. La sute. La sute 16. 6. 6. Cred că... Așa că să nu-l pierdem, da? Da. Și 8 cu 3. 1.
1. Și cu 1, 2. 2, 1, 6, 7, 3. Deci 12 ai vrut să spui. Da, atenție 12. Deci 8 și cu 3 face 11 și cu 1 ăsta 12, da? Da. Sau 1 și cu 3 fac 4 și cu 8 fac 12, important un 12. Da. Deci rezultatul final este cât? Citește numărul? 12 mii. Mii. 673. Deci 12.673. Da. Da. Dacă te prinzi de o poantă, în loc să fac înmulțirea asta cu 29, cu cât să o fac eu, să meargă mult mai repede. Vă ziți am arătat-o. Vreau să vă arăt și mai rapide prima oară. Să... Scriem 4, în paranteză. 400 plus 3, 10 plus 7. Așa. Închidem paranteza, ori 10 plus 10 plus, plus 3 plus 3 plus 3. Wow, dar e multe acolo de mulțit. Deci tu mi-ai spus așa, să zic 400 plus 30 plus 7 și tot într-o paranteză, mulțit cu altă paranteză, care se însemne 10 plus 10 plus 9. Trebuie să spun că mă descurc foarte greu aici. Eu nu știu să mulțesc două paranteze. Când eu în singur termen mulțesc pe fiecare de aici. Dar cu două paranteze așa e complicat. De aceea eu îți propun să te gândești acum la o idee, și asta e de nota 10, în loc să mulțim cu 29, să mulțim cu ceva care se meargă foarte repede și eventual mai scădem ceva. 437 ori 30. Ori 30 minus 1. Da. Deci ori 30 merge mult mai repede. Deci vreau să zic că 437 ori 29. Printr-o șmecherie, fiindcă 29 se apropie foarte mult de 30. Devine mai repede. La îndemână este să zicem 437 ori, ai spus tu? Ori 30. Păr 30, da. Minus 1. De 30 minus 1, cât face 30? Face 29. 29. Deci e bună, e deșteaptă treaba asta. E ca mai departe. Ia să vedem cât va veni acum. Să ștergem aici. Asta înseamnă 437 ori cât? Păr 30. Păr 30. Și minus 1, 437 ori 1. Minus 437, că mă rog, adunăm de 21. Aaa, ți-i cum face, domn profesor. 8740. Face, imediat, te-ai prins, da. 437 ori 30, minus 437 ori 1, da? Ori 1 ăsta, că se duce și la unul și la altul, e scădere, scădere, s-o face și noi. Și egal acum, acum, asta, cum ai zis, faci tu mulțirea asta? Te-ai prins-o de-o parte, spune-mi acum. Da. Cum vă zici? 4370. Da. Ori 15, în paranteză, 15 plus 15. 15 plus 15. Sau 10 plus 10 plus 5 plus 5. E bun și așa, că va ajung la 30. Dar vreau viteza mai bună. Având un rezultat aici, având-o tu pe 8400, folosește de 8740, dacă te prinzi de poanta asta, ești foarte încântat. În loc de 30, să mă leg de ieșițul de înainte. În loc de 30, cât să zic în loc de 30? Ia să zic. 4437, în loc ori 30, în loc de ori 30, să zicem 20 plus 10. 20 plus 10. Așa? Minus 437. Și acum merge. Și acum, ia minus 1. Și minus, foarte bine, minus acea mulțire, 437 ori 1. 437 ori 1 face cât? 4. Cât? 437. L-a scris, minus 437, l-a scris deja. E cam mai departe cum. Te rog acum să fii foarte atent la mulțirea asta. 437 ori 20. Cât face? Ori 20, 437 ori 20. Scriem încă o dată, 4300. Uite, 437 ori 20. 437. Cât a făcut 437?
4370 plus 4370. De două ori, pentru de două ori. Facem 4370 ori 20. Ori 20. Și ori 20 am făcut tot? L-ați făcut? Este făcut. Da? Cât este? 4370. Ori 10. Ori 10. Dar încă o dată ori 10 și cum le-am adunat noi pe cele două. Păi 8700. Sigur că da, 8400. Nu, 8700. 8740. Și plus ăsta ori 10, care face cât? Că ori 20 a făcut acum. Ha. 4370. 4370 și minus 437. Și egal mai departe cu. Hai să facem repede adunarea asta. 0 plus 0, 0, minus 7. Deci, la adunare, da, ei, nu minus 7, nu deodată, e prea mult, prea mare viteza asta, nu știu, nu mă descurc. Hai să facem adunarea întâi. Da. Asta două. 0. 1. 1. Ținem 1. Da. Reținem 1, domn profesor. Da, reține, să reținem, da. 3 cu 7, 0. Da, și cu 1. Și cu 1. 11, 1. 1. Tăiem 1 și mai scriem 1. 1 încă dai 1. Hai să scriu dacă așa zici. 8 cu 4. 8 cu 4, 12. Și cu 1, 13. Din care scădem pe 437. 437. Acum. Am emoții, trebuie să ajungem la rezultatul ăsta de aici. Nu ajungem. Nu ajungem, nu? Că dar m-am greșit atunci. Trebuie să matematica trebuie. Hai să mergem, hai să încercăm. Hai să vedem. 0 în 7. Nu se poate. 0 în 7 nu se poate. Așa. 3. 3. Apoi. 7. Așa, că ai și urmat 0, dar te-ai căutat. 7, așa. 6. Sigur? Sigur. Ia să te mai auzi tu. Sigur, sigur, sigur. Mă, te ceri cu mine pentru că... Nu, 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 6. 8. 8. Deci suntem de la sute, nu? Da. 8.000. Băi, dar am adunat 8.000 cu 4.000 și ne-a dat 13.110, da? E bine. Dar nu ne dă. Dar acum trebuie să ne dea, mă, neapărat. Deci mai facem. 6. E bine 6? Da. 4 din 10, 10. Da? 6. E bine. Și acum, problema mare. Ia să vedem. Gata, 1.000. Pe cum? Păi spun câte ne-ai ajungit, te-ai împrumutat, să vedem. Și de aici ne-am împrumutat. Și da. De acolo. Și de aici ne-am împrumutat, da. Dar n-am spus. Că n-am găsit aici. Deci n-am găsit aici. Am consumat aici, urma zero. Da. Ne-am împrumutat. Da. Am consumat și cu asta. Da. Ai consumat și și ne-am luat de aici. Că el nu mai avea nimic. Și atunci aici este cu mai puțin. Deci sunt doi aici. Doi. Și atunci vine unul, doi. Unul rămâne. Nu avem nici să spunem, nu avem mii, nu? 10 de mii nu avem. Nu avem 10 de mii. Și unul, 2. Wow, vă da perfect! 12.673, cât a fost și data trecută. Bun, v-ați descurcat. Foarte tare! Dar aici a fost ideea fantastică. Să-l vedem pe data trecută, să recunoaștem, am muncit mult mai mult. Da, acum vitez. Dar a fost ideea asta ca pe 29, fiindcă e aproape de 30. Să vedem foarte bun prieteni, deci cu 30, mult mai aproape, și am zis că a fi 30 căzut 1. Și fiindcă am zis că căzut 1, înseamnă asta ori 30. Eu am așteptat aici de la tine că ori 30, ori 20 a fost făcut înainte, 8740, și mai puneai încă un 4370 la cei de 20. Mulțit de 20 de ori și mai puneam încă la 10, de 10 ori mulțit, face 4370 și aveam doar adunarea asta. Deci eu așteptam la tine să-mi spui atât. Nu vreau să stau pe gânduri. Nu zic 20 plus 10. Pentru prietenii noștri am făcut-o. Dar asta așteptam să spui 20 plus 10, ori 20. Am făcut-o deja și ori 10. Mai am încă o dată 4370 și le adunam repede și iată, avea să ne dea aici la adunarea asta 13.110
din care scădem pe 437 și ăsta și dă rezultatul foarte bine. Deci copiii care se duc pe partea asta, așa trebuie să înceapă învățătoarea, până când copiii înțeleg, trebuie să facă desfășurat. Numai așa ei înțeleg cum e înmulțirea cu 10, cu 100, ce se întâmplă, cum își fac tot felul de legături, pentru că este esențial. Cei care văd bunoară că pe 29 îl poți clica fiind 30 minus 1, ei câștigă în viteză. Și atunci învățătoarea îți spune copii la fiecare ieșiți, vă gândiți cum vă vine mai comod. Și chiar dacă ar fi fost 437, ia chiar 437 ori 28. Acum, ori 28, poți să-mi dai rezultatul mult mai repede? Da! Cum? 4037 437 ori 30. Deci poți să zici așa, 437 ori 30 minus 2. Așa, 30 minus 2. Și care face egal mai departe? 437 ori 30 minus de 2 ori 437. Adică are 8740 plus încă 437. Nu, spune la suma aceea. Nu, dar am făcut ori 30. Cu ori 30 e făcut aici. Deci ne folosim de rezultat. Asta înseamnă să fii foarte atent la fiecare moment de acesta. Eu asta te invit. Să vezi șmecherile cum sunt. Că te bazezi pe niște rezultate din urmă. Eu asta încerc să-ți dezvolt ție, da? Spiritul de observație ca să poți să faci pe baza ceea ce vom mai înainte. Deci ori 30 minus 437 ori 2. Minus ăsta, minus ăsta, ori 2. Putem să facem și acum. Și acum ce faci? 437 ori 30? Ori 30? Da. 1311. Nu, 1300. 13.000. 13.000. 13.000. 110.000 minus de 2 ori 437. Oare cât faci de 2 ori 437? Nu, nu, nu pot așa din cap. Ia să vedem, dar cam cât faci 437 ori 2? Estimează. 437 ori 2. Ca și mai zice și 400 de două ori. Cât faci 400 de două ori? 800. Deci măcar la 100 te duci. Da. Te duci la cei puternici. 800. La 10 de două ori cât de 30? 30, 60. Măcar 860. Da. Dar și 7 de două ori? 20. 7 de două ori. 14. Și la 860 pui pe 14? 691. Nu, 800. 860. 60 nu, 60 se modifică, mai vine o 10. Că 2 așa face și 14. 871. Și 4. 7 ori 2. 14. 800. Uite, și aceste lucruri. Poți vedea? E mai greu. E un pic mai greu, dar așa învățăm. Noi suntem, nu ne-am știut deodată pe toate. Deci, când ai zis să scad, minus 800? Minus 874. 874. Și acum, te rog să-mi spui să facem scăderea asta. 4. 0 din 4 nu se poate. 6. Da, 6. 3. Da. 2. Foarte bine. Și 1. Și? Ești aici? A. 5. Nu, atenție că te-ai împrumutat de asta. Că ești găsit 2. 2 aici este. 2. Și 1. Da. 1 care n-a fost adus. 12.000. 12.000. 236. 12.000. Pentru că pune un din 3 în 3, îi pun așa că o pun ca să înțelegi. 12.236. Da? Eu aștept să faci asta. Trebuia să fie 12.600. Nu, că acum e de câte ori? De 28 de ori. Aș putea să facem 1200. 12.673 minus 437. Asta așteptam, mă.
Deci asta am așteptat, mă. Deci eu asta am așteptat la tine. Când ți-am zis 437 ori 28. Dar am eu așteptam de la tine. Poftim? Am făcut pe modelul dumneavoastră. Da, 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 da. Dar să știi că ai voie să, dacă te simți șmecherile, să te manifesti cum crezi tu. Deci ori 28, fiindcă am făcut ori 29 și știam rezultatul, înseamnă 437 ori 29, minus 1. Da? Minus 1. Care face 437 ori 29, care este făcut, minus 437 ori 1. Și care îmi dădea 11 sau 12.673. 12.673 minus 437, cum ai spus tu, 437. Și hai să facem scăderea. Trebuie să ne dea 12.236. 236. Facem și un rezbate, dar noi trebuie să spunem și așa. Nu e mai greu. Da. 3 minus 7, 6, 3, 2, încă o dată, 2, da. Și 1. Și 1. 12.236. Da? Deci 12.000. 12.636. 12.236, iată rezultatul corect. Acum, eu îți propun să facem înmulțirea asta, 437, să le facem unele sub altele. Nu. Viteză maximă. Hai, de bun moșa. Bine, viteză maximă. Așa, deci 437 ori 29, pentru că nu am făcut viteză maximă. N-am făcut în varianta asta, ori 29. 97. Nu? Nu, nu. 97. 63. 3. Și 6. Și reținem. Da. Nu ori 3. 27. Și cu 6. 33. 33. 3. Și 3. Scriem 3. Da. Și 437. Nu. 4 ori 9. 4 ori 9. La capăt. 300. Nu. 36. Și cu 3. 36 și cu 3. 39. 9. Iată că avem rezultatul ăsta. Acum ori 2 să facem. 2 ori 7. Domn profesor, unde? Ați uitat ceva? Unde e? Spune-mi. Trebuia să pune 0 la 3, la unități. Când înmulțesc acum, da? Da. Adică aici trebuia să pune 0? Da. Nu, că am început nou cu unitățile. Când încep cu unitățile, n-am treabă. Când încep cu 10 le pun, 10 le da. Deja. Adică scriem. Acum unde zicem? 2 ori 7? 2 ori 7, 14, 4, scriem sub 10. Așa, 4. Și scriem 0 în spate. La unități. Da. La unități. 2 ori 3, 6. Și cu 1, îi zic 2 ori 7. 7. Da. 2 ori 4. 2 ori 4, 6. 2 ori 4. Nu, 8. 8, nu-i 2 plus 4. Așa. Și acum? 3. 3. 7. Da. 6, da. 2, 1. 1, 2. 12. 12.673. Ia uitați, fraților. 12.673. Ce rapid, ce rapid am obținut rezultatul ăsta și cât de mult am mulțit, am muncit ca să-l obțin. Cât de mult am chinuit. Acum, 437, oricine? 437 ori 20. 28. 28. Hai să vedem dacă și aici merge tot așa de bine. 8, 7, 56. 56, 6 și vrem 5. Vrem să fie bine. Să zicem. 8, 3, 24 și cu 3. Și cu 5. Și cu 5, 28. 29. 29, da? 3 ori 24 și 5, da. 29. 9 și 2 reținem. 8 ori 4. Nu, 8 ori 4. 4 ori 8, acum zic mai bine. 48. 8 ori 4? Nu, 8 ori 4,
58. Stai să vedem acum. Nu e sigur, hai să spunem. Nu, nu? Nu e sigur. Nu, 48. 48. Da. Dar nu, pentru momentul ăsta, când nu e sigur, hai să încercăm să-l găsim. Deci 4 ori 8, o să fie 8 ori 4, care să fie 8 ori... Ori 2 plus 2. 2 plus 2. Dar ori 2 cât face? 8 ori 2? 8 ori 2, 16. 16 și încă o dată 16. Scrie 2. Da. Și 1 plus 1, 2. Nu, 32. 32. Și acum zici, nu mai uit eu vreodată. Cu 8 ori 4 fac 32, fiindcă e de 4 ori 8, dar de 2 ori fac 16 și încă o dată 16, 16 cu 16 fac 32, da? 32? Deci este foarte tare așa. Așa că zicem, nu mai uit niciodată. 32. Am uitat aici, unde suntem noi la înmulțirea cu 8 ori 3, 24 și cu 5, 29, 8 ori 4, 32. 8 ori 4, 32 și cu 3, 2. 34. Da. Cu 2 acum. 2 ori 7. 2 ori 7, 14. 14. Ați uitat ceva? Stai, să pun 0 aici, da? Bun. 2 ori 7, 14. Ați uitat ceva? 1. 1 să scrie, da. 2 ori 3. 2 ori 3, 6. Și cu 1. 6 cu 1, 7. Da. Aici 1. Da. Și 4. 2 ori 8, 2 ori 4, 8. 2 ori 4, 8. Și adunăm 6. 6, 3, da. 1 scrieți. Da. A, bine, 8, 2. 8 și cu 4, 12, 2. 1 îl ține minte și cu 3, 1 și cu 3 fac 4, ca să nu uite. 4 și cu 8. 4 și cu 8. 12. Da, 12. Rezultatul este 12.236. 12.036. Dumnezeu, bine ați venit. Hai să continuăm, Mario. Uite, Mario, dacă ești mecher, dacă ești mecher, și tu așa ai spus că ești mecher. Sunt foarte mecher. Păi, tu auzi, să văd cât de șmecher ești acum. Când vreau să facem următoarea ta, cum ne gândim cel mai, mai elegant și mai... Dați cu 100? Nu știu, nu dați cu 100. Uite, vreau să facem următoarea înmulțire. Știi ce vreți să dați? Nu știu. Cum am multe numere. Nu, mă, nu. Cu șmecherii, dacă au intrat niște porumbei, cred. Da. Mm-hmm. Uite, 589 ori, da. Ori e 31, 30 și 2, ori 32, e calcul. 589 ori. 16. O 16. Plus 16. Nu. Plus. Plus 30 plus 2. Ah, 32, eu zicem 30, ori 30 plus 2. Și egal mai departe. 5890 ori? Ori 10, dacă ai făcut 10. 5890 plus încă o dată 5890 plus încă o dată 5890 încă o dată. Că-s 3 de 10, da? 3 de 10 plus 5890, așa de 3 ori 5890, da. Și plus 589 ori 2. 589 ori 2. Ori 2. Și egal mai departe cu? 0. Facem cele 3. Asta 3, da? Da. Adunarea asta. 0. 0. 9 și cu 9 și cu 9, 27.
7. 7. Scriem 2. Da, reținem. 8 cu 8, 16 și încă 1. Da. Încă 24. Da, și cu 2, 24. 24 și cu 2, 30. 24 și cu 2. 24 și cu 2, 26. Da. 6 scriem și lăsăm 2 de acolo. Da. Ca să nu mai trecem. Da. 5 cu 5, 10 și cu 5, 15 și cu 2, 17. Așa. 17.670 minus 589 ori 2. Adică? Adică putem să facem o răsumare, că mi-e mai greu așa. Deci 589 ai vrea ori 2, da? Ori 2. Ne facem viteză maximă. Hai să vedem la mulțirea asta. 8. 8. Scriem 1. Da. 2 ori 8, 16 și cu 1, 7. Da. 1 tăiem 1. Da. Și 2 ori 5, 10 și cu 1, 11. 11.000. 11.000. 78. 78. Da? Și egal mai departe. Să vedem cum e. Așa. 0 minus 1 nu se poate. Așa. 2. 2. 2. Am împrumutat un mic. Așa. Te-ai stricat socoteala, da? Ce? Te-ai stricat socoteala, 7, 7 era bine, dar acum câte este aici? Acum e 6. Așa, 7 din... Nu se poate. Așa. 9. 9. 9. E bine, da? Da, e 9. Bine. 9, da. 4. Da, că ai zis, i-a rămas 5 aici. Da. Da. 4. Da. 6. Și 1. Sigur e 6. Deci te-ai împrumutat aici la 7. 6 și 1. 6. Da. Și 1. Da, da. 1000. Nu, nu. 16. Mii. Mii, 4. 192. 16.492. Dacă n-am greșit, da? Ca să ne verificăm, o facem pe culoarul acela, viteză maximă. Viteză maximă. Și vreau ne mai gândim și la ceva. Hai să vedem de repede cum ar veni de viteză maximă. Dar nu ștergeți 529. Nu. Mai pune, ștergeți rezultatul. Asta se șterge aici. Da. Nu. Hai să vedem acum. Mai spune, am înțeles ce spune. Trebuia să mulțesc cu da. Așa. Deci 589, să luăm așa. Deci 589 ori cât? Ori 32. Ori 32. Hai, viteză maximă. 8. 8. 8. Scriem 1. Da. 2 ori 8. 2 ori 8, 16 și 1, 7. Da. Nu ori lasă-l. Da. 2 ori 5, 10 și cu 11. Corect. Scrie 0 sau 8. Așa, da. 3 ori 9, 27. Scriem 7. Da. Și scriem 2. Da. 3 ori 8, 24. Și cu 2, 26. Da. 6, lăsați 2-uri. Și 3 ori 5, 15 și cu 6, 21. 21. Să vedem acum. 2 și cu 9, 8 și cu 0. Nu ne dăm. Băi, atunci, hai să vedem, mai reluăm viteza, nu facem adunarea asta și cum reluăm 8. 8. Apoi. 4. Așa. 1. Decrescent. Da.